La data de 9 februarie, polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 45 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Din cercetări a reieșit că bărbatul, la data de 9 ianuarie, în timp ce conducea un autoturism pe strada Pieții din orașul Târgu Cărbunești, ar fi efectuat manevra de depășire a autovehiculului ce se plasa în fața sa, iar într-o curbă la dreapta ar fi intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de un bărbat de 61 de ani din localitate, care se deplasa din sens opus, fiind necesară transportarea acestuia la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,83 mg per litru alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 45 de ani. De asemenea, bărbatul în cauză a prezentat o dovadă înlocuitoarea permisului de conducere, eliberată de serviciul rutier Gorj, fără drept de circulație. Bărbatul urmează să fie prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propuneri corespunzătoare, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. În continuarea cercetărilor ce se efectuează în dosarul penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești au dispus reținerea pentru 24 de ore și introducerea în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj față de bărbatul de 45 de ani din municipiul Târgu Jiu.